Președinta unei secții din Comuna Jupânești a fost audiată de oamenii legii după ce a intrat în cabină cu votanții. Femeia a fost reclamată la poliție, amenda în acest caz fiind de până la 1000 de lei. Legislația electorală interzice președintelui să intre în cabină cu votanții care solicită ajutor, în acest caz trebuind să fie desemnat un membru al comisiei care să acorde sprijin persoanelor cu deficiențe de vedere sau locomotorii. Un alt incident s-a înregistrat la Fărcășești, unde un bărbat de 29 de ani a împrăștiat manifeste denigrate la adresa unui candidat din localitate. Pliantele aruncate pe geamul autoturismului i-au adus bărbatului o amendă de 2000 de lei.